in comparison with other villages in the area, which lost important parts of their authentic built heritage, Almaviv still retains its special qualities as a historic ensemble. The most important element is the fortified church, placed strategically on top of a hill above the village. Soon after the Saxons settled in Transylvania, during the 12th century, they started building basilican churches throughout the region, initially without fortifications. The structure changed significantly several times during centuries, until it reached the stage in which we rediscover it today. Dacă aveți un monument, cum avem în orașele din Transilvania, sunt elemente de perioadă gotică, după aceea se suprapune gotic târziu, renaștere, baroc. Fațada, ultima fațadă s-ar putea să fie de secolul XIX. În situația în care găsim aceste elemente, încercăm să le punem în valoare, le documentăm, dar nu refacem situația gotică. De multe ori sunt alte nivele, sau adică nici nu se poate reface o situație completă. The settlement known today as Almaviv was first documented in 1289, when Heritus de Alma, the local priest, goes to Mediaș to report on taxes. Between the beginning and the middle of the 14th century, the Gothic Hall Church is built, most likely on the same place where the first Basilican Church was located. Biserica care o vedem acum este dintr-o etapă ulterioară, e gotică. Însă e posibil ca anumite părți din zidurile acestei biserici romanice să fie incluse în biserica gotică. De exemplu, aici se poate vedea între navă și cor, aici este un arc în plin cintru, așa se numește, și asta este specifică stilului romanic. In the second part of the 15th century and the next one, the church choir is fortified. Corul este supraînălțat și se adaugă un nou etaj cu unde se putea refugia în ultimă instanță. Devine un fel de donjon, să spunem așa. În ultima vreme se spune biserică reduit. The struggle for survival against constant Tartar and later Turkish attacks between the 12th and the 16th centuries determined the Saxons to build walls around their churches in order to reinforce the defense system. Prima incintă fortificată a apărut în secolul 15, aceasta. Așa. Era compusă din ziduri și patru turnuri, turnul grânelor, turnul gheții, turnul sănin, și în această zonă mai exista un turn, nu știm denumirea, dar a fost descoperită amprenta fundației lui de către arheologi la excavări. Nu se știa despre el, arhitecții presupuneau că ar putea să existe un astfel de zid care să închidă simetric o incintă ideală. În faza timpurie, incinta trebuie să fi fost simetrică și să descrie un oval destul de perfect. Și atunci ne-au dat aceste indicii și lucrul s-a confirmat pe urmă în teren când am început săpăturile. Un secol mai târziu, în secolul 16, s-a demolat partea aceasta și s-a extins spre sud, a ocupat toată zona aceasta de platou. Pentru că zidul primei incinte era foarte aproape de biserică. Nu era mai mult de 10 metri până la biserică și atunci spațiul era foarte mic. Sigur, comunitatea crescuse foarte mult și atunci aveau nevoie de un spațiu mai mare defensiv, iar în secolul XVI este apărut deja pericolul turcesc și erau atacuri asupra Transilvaniei și probabil că aveau nevoie de o protecție mai bună și de o capacitate defensivă mai mare. S-a construit turnul clopotelor spre sud, acesta fiind cel mai tânăr turn al ansamblului. Este și unic în Transilvania prin acele patru burdufuri de
formă cilindrică în care, în nișa căruia, omul putea să intre și să tragă spre inamic în trei guri de tragere. A mixed Romanian and Norwegian team are doing the archaeological research of the site. Many skeletons are found inside the fortress, some of them buried in unusual positions. I'm going to take a photo and then I will excavate it and see how far down it goes. Photogrammetry studies are completed. Cimitirii au fost în jurul fiecarei biserici, adică schelete, dacă faceți sondaje arheologice lângă biserici, sigur găsiți morminte, asta peste tot, indiferent de confesiune și religie. Dar, sigur, foarte important este la săpăturile arheologice să stabilim nivelul de călcare original și asta poate să influențeze destul de mult și soluția de restaurare. Asta este nivelul de călcare inițial, dar e vorba de nivel de călcare aferent incintei modificate în secolul al XVI-lea. Când au extins incinta spre sud, practic n-au urmat panta naturală, au construit zidul și pe urmă au umplut, au nivelat. E o zonă imensă de umplutură și atunci au crescut într-un fel, au extins și pământul, să spunem așa. Fiecare turn avea și un alt rol. Turnul acesta, care este turnul porții, în afară de faptul că aici era poarta principală de acces în cetate, se poate vedea aici pe planșă, dar și pe teren, se citește foarte bine vechea poartă apărată și cu hersă. Ne aflăm în fața porții principale de intrare în cetate, prima poartă de intrare în cetate, care a fost închisă pe la 1890, când s-a construit Casa Paznicului și s-a deschis accesul în cetate prin holul Casei Paznicului. Se pot vedea contraforții care aveau nișa unde, care ghida hersa, care bloca poarta de intrare, iar sus, la nivelul superior, era sistemul care manevra hersa. Se numește și turnul slăninii, pentru că fiind zidurile foarte groase și având o aerisire foarte bună, se țineau bine, se conservau alimentele foarte bine și fiecare familie avea propriul său cui unde își ținea propria slănină. Treptele de acces au fost donate de Asociația Femeilor în 1890. Urmează să fie reparate. Cu ocazia deschiderii acestui acces în incintă, s-a închis poarta principală. Ambele goluri s-au închis aici. Around 1850, a building known as the Keeper's House was constructed between the Bacon Tower and the Bell Tower. A mai existat la Casa Paznicului încă o încăpere care se extindea până în turnul clopotelor aici, cu acces din camera aceasta, dar care a fost dezafectată cu ocazia reparațiilor din anii 60. În trei turnuri s-au descoperit hornuri interioare, în turnul slăninii, în turnul cu ceas și în turnul glânelor. La primul etaj s-au descoperit aceste hornuri interioare. Deci erau sobe pentru ca să se încălzească. Acest turn a fost construit în două etape. Partea din exterior era construită în același timp cu zidurile și era un turn deschis. Partea aceasta din interior s-a construit ulterior și așa s-a întregit și s-a format acest plan rectangular. While undergoing different stages of construction, this fortified church has survived during centuries. Today, the fortified enclosure is carefully restored using traditional materials, trying to preserve this cultural heritage alive.